Gianni, din păcate, o înfrângere astăzi. 3 la 2, a fost învins după un joc destul de bun. Da, am început un pic mai prost, să zic așa. Gazdele au jucat bine, ne-a surprins cu o fază care zic eu că a fost destul de grea și Tușerul putea să o vadă, dar așa a văzut-o, asta e. Am echilibrat un pic, am jucat bine până la pauză, am dat și gol, am intrat 1-1 la cabine și imediat 2-1 la doua repriză, tot merge ok. A fost acolo în care, să zic, o fază tot așa grea, așa a gândit-o arbitru, 11 metri, 2-2. După aia nu știu dacă s-a mai jucat fotbal, ca să zic așa, pase mai mult pe mingi lungi, noi ne-am precipitat, n-am avut nici schimbări. Ați văzut că pe bancă a venit Dinu Ionel, care are 49 de ani, n-am avut cu ce să-i surprindem. Inevitabil a venit și golul 3, într-o fază fixă, a fost un corner, am auzit un fluier din tribună. Mingea am lăsat-o afară, arbitru a scănat fluierat dânsul, a corner și a ieșit golul. O echipă frumoasă, o echipă tânără la Corbi Mari, care a oferit o replică destul de bună, chiar peste așteptări. Da, și vreau să spun că mi-au lipsit 3-4 jucători titulari și printre cei mai buni ai echipei. Aici vreau să le număr pe Dudorache, Alin, Stoica Marian, Marin Nicolae, deci am avut Timbus Marius, nu știu dacă îl știți, care tot așa, Răduță Marian, deci din ăștia aveam 5 titulari care aici nu pierdeam sigur cu ei. Dar asta e, trebuie să ne descurcăm cu ce avem, mai avem câțiva juniori care vrem să-i promovăm, asta am făcut tot timpul și azi am avut 4 jucători de 19 ani și rezerve am avut 2 care n-au putut să intre, că au jucat la juniori. Asta, rolul meu ăsta este. Nu vreau să ne... Vreau să jucăm un fotbal frumos, să promovăm jucători tineri și pe lângă 2-3 bătâni care avem la echipă să facem ceva frumos. Ați văzut, fără scandal, fără nimic, ce să zic. La Corbi Mari e o plăcere să vină orice arbitru și puteți să vă uitați, să joace un fotbal frumos și să se simtă bine. Mulțumim mult și baftă! Mulțumim și sper să urcăm mai sus în clasament.